Salut, dragii mei, bine ne-am regăsit din nou pe acest canal de YouTube. Deci să începem cu comentariile răutăcioase care au venit pe acest canal. Acești oameni sunt de două categorii, mă gândesc. Zic, cei care sunt necunoscători și se bagă în seamă așa ca să se afle în treabă. Și ceilalți sunt oameni cunoscători care vor să le vorbești pe termenii lor, care noi nu suntem. Eu nu sunt inginer electronist, nici inginer electric, sunt un simplu om și un pasionat, dar îmi face curentul meu. Ca și paranteza, cu 14 ani, aici când ne-am mutat aici, ne-am mutat fără curent și fără apă. Și am avut un generator de curent de 5 kW, un redresor, acumulator și un UPC care mergea în casă, dar nu ducea decât un singur televizor și vreo câteva becuri. Unda sinusoidală nu era pură, nu mergea frigiderul, aveam beci. Dar ca și o paranteză, acum dacă e Dumnezeu lângă noi, trecem ușor peste ele, pentru că asta e. Cu Dumnezeu aproape facem multe treburi bune. Și e ușor, e simplu. Cunoaștem un om care este într-un cărucior cu rotile și a spus că pentru el e simplu, e ușor, pentru că l-are pe Dumnezeu aproape. Acum mai cunoaștem pe cineva care are o stare emoțională gravă și e ateu, nu crede în Dumnezeu și e foarte greu. Închidem paranteza. Acum să începem cu comentariile răutăcioase. Răutăcioase a fost că acest sincron generator a fost furat în Germania și a dus de acolo, l-a furat de acolo, știți? Generatorul ăsta are documente de proveniență, între care și o știță care e foarte tare, e sincron generator, MT3, liniuță 4, de se vede și aici, stați un pic, o să vedem imediat, da? Deci asta e, MT3, liniuță 4, da? Bun, hai să ne uităm și aici, veniți, aici, să vedem dacă e acest motor. Ia să vedem, e MT3 130, liniuță 4 AM, cu serii care sunt specificate și în actele de proveniență. Și a doua parte de comentarii răutăcioase a fost că să măsurăm frecvența. N-am măsurat frecvența, dar o să măsurăm frecvența la rețea întâi, să vedem ce face rețeaua. Acum intrăm într-o altă paranteză. Rețeaua e obligată să ne dea curent? Ce ziceți? E cam obligată, că avem un contract. Dar dacă nu poate să ne dea, ce o să facem? O să-i acționăm în instanță? Ce o să facem? Nu o să facem nimic. Pentru că sunt oameni care consumă curent și nu-i interesează și plătesc ca o bani și atunci face, cum spunem noi, cocoloașele alea în rețea. Căderi de tensiune, urcări de tensiune. Și atunci ne strică aparatura în casă. Trecem peste asta, închidem paranteza, pentru că asta e rețeaua și n-are de unde să ne mai dea. Trebuie să înțelegem că nu se mai poate. Cât am avut curent a fost bine, dar să n-ai, să vezi ce rău e, ce vă spuneam. Noi aici am stat fără curent, fără apă. Și n-a fost greu, a fost ușor, l-am avut pe Dumnezeu. Bun, două ore duminica la biserică. Și să vedeți că e simplu și ușor. Acum să vorbim din nou despre acest generator sincron. El este un motor greu, are aproape 100 de kg, are 98 de kg. E un motor care are magneți în el, magneți permanenți, pentru că la figura 14 aici, că astea două chestii ne interesează, mă interesează pe mine cel puțin, să vedem aici că pe rotorul ăsta e plin de magneți, da? La 14, da? Ce scrie acolo? Polan, magneți, bun. De-aia e și ideea că nu opune atâta rezistență. Opune rezistență, dar nu opune atâta. O să vorbim și de chestia asta. Deocamdată să vorbim despre motorul ăsta. Ăsta, scuze, generatorul. Motor, generator. Generatorul ăsta are, cum v-am mai și spus, 220, 380, laturația de 1500 de ture face treaba asta, 220, 230, 1500, da? Bun. Acum,
380 are 6,5 kW, pe 220 are 5 kW, da? Cu 22,7 A. Da? Deci 22,7 A. Aici este vorba că este calculat, așa spune cartea, că pe ăștia 5 kW sau pe un singur kW trebuie să avem 4,7 A, da? 4,7. Acum împărțim pe ăștia 22,7 la 5. Să vedem cât ne dă. Facem un calcul repede. 22,7 de împărțit la 5. Ia uitați cât vine. 4,54. Normal zice că 4,7. Are ceva mai mult. Bun, e ceva mai frumos, e ceva mai tare. Acum să vedeți că legăturile astea pentru 220 este legătură în triunghi. Uitați, avem aici o fază, aici altă fază. Aici nu e nul și fază, e fază, fază, pentru că se aprinde lampa de control pe amândouă fazele. În momentul ăsta nu avem nevoie de nul, nu avem nevoie de masă. Acum legături, dacă vedeți dumneavoastră, e și sigilat aici, n-a fost umblat, n-a fost pus pe 380, motorul ăsta, ăsta generatorul ăsta e aproape nou, sincronul ăsta e aproape nou. Și vedem că aici avem 3 faze, 1, 2, 3. Și dacă vrem nulul, luăm de aici de undeva, ori de aici, ori de aici. În fine, v-am spus, nu sunt inginer electronist, sunt pasionat de așa ceva, dar ne face curentul nostru temănător. Acum că l-am găsit eu pe sincronul ăsta, l-am găsit, e foarte bun, e foarte, foarte tare, o să-i măsurăm frecvența și la rețea și aici. V-am spus, puteți face ceva asemănător în cazul în care pică rețeaua. Ce se întâmplă? Hai să facem ceva preventiv, că nu e greu, avem timp, avem tot timpul să pregătim situația asta. Bun, aceste fiind spuse, am uitat să spun de generatorul ăsta sincron. Ăsta scoate onda sinusoidală pură. Deci merge frigiderul în casă, merge ce vreți voi. Și acum, ca să ne asigurăm că în casă avem nevoie de vreo 2-3 kW. Să zicem, mașina de spălat, v-am zis. Boilerul, încălzim apă caldă. Ne-am făcut apă caldă, ne-am făcut tot ce ne trebuie. Acum o să trecem la un banc mic de baterii pentru iluminat sau o singură baterie mai mare, să zicem. Putem să trecem la o baterie din asta cum am eu, o să o prezentăm și pe aia, o baterie auto de 225 amperi. E o baterie de demaraj, nu de tracțiune, că bateriile sunt de mai multe feluri. Asta ajută decât la pornire, dar fiind cu amperi mulți, ne ține lumina pe 10 camere liniștit o lună, chiar și mai bine. Bun. Deci acum să verificăm ce face și rețeaua. Cablul ăsta e dus, e cuplat de la rețea. O să punem 5 kW. 5 kW. 3 cu 2, 5. Măsurăm înainte frecvența. Să o vedem și noi. Ca să vedem și ce pretenții avem acolo. Ce face rețeaua. Deci avem 197, deja 198, deja avem puțin. Bun. Deci am văzut ce are rețeaua. Acum haideți să cuplăm pe ăștia 5 kW, 3 cu 2, 5. Deci merge, da. Hai să verificăm aici, uitați, are 3 kW, 3000 de W. Aici 2000 de W. Și acum hai să vedem ce a mai rămas aici, frecvența. 182. Deci a scăzut mult, da? Deci cât a fost? 190 și 182. Deci a scăzut bine. Bun. Acum o să aducem firul ăsta de aici, de la casă. O să punem 2 kW și o să încercăm, că tot în comentariile astea răutăcioase, să încercăm să sudăm pe un fir lung de vreo 30 de metri. Aproximativ 30 de metri are ăsta. Îl facem aici bobină. Și
Și nu avem altă sursă de curent în nicio parte, da? Haide să facem treaba asta. Gata. Deci, acum, în momentul în care pornim, am tras cablu tot, nu mai avem nimic de la rețea, toate sunt aduse aici. Pe cablul ăsta lung o să sudăm, îl lăsăm și așa bobină, că e o mare pierdere și pe el că e lung. Pornim, reglăm tensiunea, mergem undeva la până în 2.40 și facem ce am zis. Siguranța de protecție e lăsată în jos, o ridicăm în sus. Mergem pe 2 și cu 1,5 kW pe prima treaptă și pornim generatorul. Așa, pardon, de compresorul. După cum ați văzut, cu 4,5 kW mai și sudăm. Eu zic că e perfect, e bine. Eu ce am avut generatorul de 5 kW pe benzină, n-a sudat niciodată. Acum, ca și idee cum ne gospodărim. Hai să trecem la niște scule dintre astea, care, spre exemplu, un acumulator din ăsta, de la drujba asta. Deci de la drujba asta, cu acumulator, asta transformă din curent, din energie electrică, face o energie mecanică. Da? Bateria asta se încarcă în 2 ore, cât merge generatorul. Și folosim scule dintre astea, cu acumulatori. Spre exemplu, avem filetantă cu acumulator, avem un flex cu acumulator. În timp ce merge generatorul, le încărcăm și pe astea. Deci,
starea de necesitate. Avem nevoie să trecem independent energetic, dacă putem. N-ar fi rău să facem un banc de baterii. Un banc de baterii cu panouri solare și cu un invertor care să ne dea curentul în casă, dar cu condiția să nu consumăm foarte mult, adică să nu avem consumatori de ăștia mari, aparate de sudură, motoare electrice, tăiem lemne, un circular, atunci folosim așa ceva. Eu îl folosesc pe ăsta că pot să sudez cu el. În momentul în care consum foarte puțin în casă, pot să și sudez foarte bine. O să facem o diferență de sudură dintre aparatul vechi cu aparatul nou. Ce sudură face cu generatorul ăsta? Ce să vă zic, abonați-vă la canal și Doamne ajută!